Teme Deschise cu Marina Dumitrescu. Bună seara, bine v-am găsit, vă spun tuturor! Emisiunea de astăzi o încadrăm și o dedicăm comemorării celor 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Abordarea însă pe care vă o propun este specială, pentru că nu vom discuta neapărat despre ceea ce s-a întâmplat începând din 16 decembrie, segment despre care se vorbește pe mai toate canalele, vom aborda astăzi un alt segment al revoluției române, un segment premergător și anume acela privind evenimentele care se petreceau și s-au petrecut la Iași, înainte de 16 decembrie. În centrul discuției noastre se află o carte remarcabilă, apărută practic acum de sub tipar. Volumul substanțial de altfel pe care l-am în fața mea se numește Revoluția Ascunsă, Iași, 14 decembrie 1989, Premize și Declanșare. Autorii acestui volum sunt Ioana Diaconescu și Casian Maria Spiridon, binecunoscut om de cultură din Iași și directorul revistei Convorbiri Literare, nu? Da, acest volum este alcătuit de cei doi autori. Invitata mea în studio este prietena emisiunii noastre, Ioana Diaconescu, Mulțumesc. pe care ascultătorii o cunosc și ca poetă rafinată și deja cu o cotă bine stabilită în literatura română, dar și ca cercetătoare în arhivele CNSAS. Așa încât îți propun, Ioana, să și începem discuția pentru că avem multe de vorbit. Tu ai lucrat în arhivele CNSAS pe această temă foarte mult timp. Cât timp ți-a luat cercetarea? Oh, Ca să nu spun și redactarea. Cred uh, că peste 10 ani. De 10 ani lucrezi la acest subiect? Ani, 10 ani și am să-ți explic de ce. A lucrat la un subiect înseamnă a aștepta documentele, a citi eventual mii de pagini, a selecționa din mii de pagini, a ordona cronologic, pentru că s-au extras pagini atunci în zona lui Fierbinte. decembrie 89 da. și s-au pus la loc în neștire și după aceea structurarea unui subiect care este după mine această a patra etapă cel mai dificil lucru pentru că trebuie să faci pur și simplu o lucrare tehnică, inginerească, științifică nu cum ți s-ar părea sau să faci un eseu des. De ce mi-a luat peste 10 ani această lucrare? Pentru că Există teme pe care cerându-le, ți se răspunde eventual că nu sunt documente, că așteptăm documente, asta de la serviciile de informații externe, interne, câte ori fi, și uh, poți aștept și, eu știu, cum am așteptat, eu am așteptat cam trei ani să vină documentele Revoluției. Am avut norocul unei extraordinare doamne Arhivar în CNSAS, care acum este la Biblioteca Metropolitană de la Iași, doamna Elena German. Fără de care eu nu aș fi putut să fac această carte pentru că am insistat atât de mult asupra acestei cereri încât, însă, la fel ca mine, aproape că a intrat în pielea mea și mi-a pus la dispoziție tot ceea ce am avut nevoie. E vorba de arhiva. De la CNSAS, care are un, un număr imens de documente, dar și arhiva de la Popesle Ordeni, care are, cum știm, aproape 30 de kilometri de arhivă. Dar n-am spus destul de clar, documentele Revoluției, nu numai de la Iași, ci pe toate regiunile țării, au venit într-un târziu. Mai cu seama, mă interesau documentele epocii Ceaușescu, de la început până spre final, ca să vedem cum a destructurat societatea pe toate palierele ei. Volumul acesta, deci, cuprinde două părți mari. Țin să spun de la început, primul capitol substanțial, care ocupă două treimi din carte, se numește Premize ale acestei tentative de Revoluție de la Iași. Partea a doua se referă strict la ceea ce organiza acest grup de intelectuali, ceea ce coagulat într-o da? într formațiune politică, bineînțeles, ilegală, în perioada aceea, în ideea de a declanșa o mișcare de revoltă populară. Deci, al doilea uh, capitol mare al cărții se numește Declanșarea. Declanșarea. Ioana cred însă că importanța acestui capitol de premize. Este foarte mare pentru că aici aflăm, de fapt, cum colcăia deja România în anumite zone, în anumite centre urbane, mai ales, încă de mult. Asta este ceea ce surprinde. Una din zonele unde colcăia deja nemulțumirea și unde chiar. Au existat tentative de, de răsturnare sau, în orice caz, de manifestare a revoltei a față de regim. A fost, dramatic. A fost partea industrială, zona da. muncitorească da. a României. Da. Și știm asta, evident, nu numai din ce povestește aici despre zona Iașului, ci și din cele întâmplate în Valea Jiului, la Brașov și așa mai departe. Degeaba se spune că în România lucrurile au fost, au băltit și că n-a fost rezistență. Într-adevăr, rezistența asta și reacția populației n-a apucat să se manifeste pentru că era imediat retezată. Dar fierberea asta latentă a existat. Și asta e foarte important de știut. Unele grupuri erau clar gata să-și dea viața pentru a depăși sau a încercat să ridice puțin România din această nenorocire, ce a însemnat epoca Ceaușescu. Primul capitol se referă la zona industrială a Iașului, deci, combinatul de utilaj greu, ce alte întreprinderi mai erau acolo, trustul de construcții industriale Iași, deci a, acestea două, erau niște mamu cum, cum crease Ceaușescu, din megalomania lui și din autarhia lui. Întreprindere în Mamuciuna a fost trustul de construcții industriale Iași și combinatul de utilaj greu care preconiza să fie un oraș. A construit blocuri, a adus muncitori uh -huh. din toată țara că a fost un eșec cum demonstrează cartea nu putem vorbi aici pentru că e foarte mult dar eu arăt în trepte decăderea ei pentru că pornită din vremea lui uh, Gheorghiu deci industrializarea țării a ajuns la Ceaușescu industrializarea forțată care spre sfârșitul dominației ceaușiste demonstrează un faliment în asemenea măsură încât nici el nu se mai descurcă și țara ajunge cum știm în întuneric, în foame, în frică, în lipsă de locuri de muncă, neapărat trebuie să spun că se plătea prin acel, în ghilimele, acord global. Când Muncitorilor li se dădea leafa numai dacă realizau niște obiective, ori erau fantasmagorice, erau, de erau, erau ide idealiste sau fantasmagorice, sau cum vrei să le spui. Și atunci ei nu-și primeau lefurile, dar nu asta a fost ideea. Reiese clar că pentru ei nu atât lipsurile materiale, cât lipsa libertății Libertatea de expresie, Li evident, lipsea fundamental, dar toate erau legate, Ioana, de fapt, pentru că regimul totalitar asta presupune, tăierea tuturor pârghilor existențiale ale unui cetățean. Am să încep deja prin a cita un pasaj important pe care tu îl scrii aici, în capitolul despre situația din peisajul industrial muncitoresc. În 1989, spui, starea de spirit la acest combinat de utilaj greu era sumbră salarii nedestulătoare, sinucideri prin aruncare în masa de fontă lichidă din cuptoarele cu capacități de sute de tone. Da. Interesant. Au existat momente de revoltă în care s-a vorbit pe față despre raportările fictive care au dus la lipsa retribuirii muncitorilor. Ca răspuns, Dumitru Dincă, șeful Departamentului Securității Statului, a arestat întreaga conducere a combinatului Așa că în 1989 toți directorii erau arestați, directorul general fiind căzut în disgrație. Nu erau bani pentru plata salariilor a 12.000 12 de, de oameni. oameni. Iată deci realități Se ale momentului în 89, da. în 89, dar după niște acumulări substanțiale. Aceste o, sigur, gafe pe enorme ei, ale regimului apăsau din ce în ce mai greu ei, pe conștiința eu oamenilor. Eu am și, și momentul în care... Se construiesc acești mamuți care sunt cu zeci de ani înainte. Această decădere survine treptat, și problema gravă este cu ce triumfalism se anunțau aceste construcții, și cu ce decădere îngrozitoare au sfârșit. Dar pe parcurs se vede foarte repede că erau niște ficțiuni ale unui creier bolnav. Dar, dar cu victime directe victime în planul directe, real și sigur. anume în această masă umană, umană de fapt, dar eu spun, care ce, era tratată ca un fel de ce protest mai grav poate turma. fi că tu vrei să atragi atenția țării întregi aruncându-te în masa de fontă, îngroz... erau niște cuptoare uriașe și Asta sunt documentate evident sunt aceste sinucideri cât se poate de clar. Sunt documente da. din arhivă care spun, pe eu le eu le am aici, dar nu avem timp să le citim. Nu, nu avem timp tot, evident. Da, da. Deci colcăia situația în industrie. În deci industrie. în industrie însemna viața, materialitatea de unde pleacă, spiritualitatea, că nu poți să gândești desculți cu picioarele în noroi, nu? Sigur. Chiar dacă capul ți este nouri. Sigur. Asta spun eu. Documentele pe care le adune aici în acest capitol sunt uh, extrem de interesante, sunt tot felul, note verbale, procese verbale, planuri de acțiune ale serviciilor de urmărire, de supraveghere și represiune. Vedem cum se lucra din umbre, este incredibil. Deci în toate aceste industrii cum le numeau ei, da. eu am dat două două, două exemple, două două exemple, exemple mari combinate. de cele mai mari combinate, da. dar peste tot. erau un număr enorm de ofițeri de securitate, bineînțeles mascați, și informatori, care uneori depășeau numărul angajaților. și mm. erau plătiți, îți dai seama, erau plătiți față de muncitorii care erau cu, cu acordul global acea îngrozitoare invenție a neplatei muncilor, că munceau pe gratis, începuseră să facă greve, ceea ce nu se știa. Deci mm -hmm. greva era interzisă prin lege. Și ei de până anii, spre sfârșitul anilor 70, deja începeau greve, adunări, vorbeau. Dintr-una între alta sunt reacții în lanț, sunt lucruri care reiesc din rapoartele lor și pe care noi nu le știam pentru că nu era voie să se știe. Persoane care erau reperate, erau reținute, erau arestate, erau interogate, deci măsurile represive constante. E important un lucru pe care spun, eu cred că spun un lucru absolut inimaginabil și deci un cartier întreg, cartierul Copou, unde vezi, am dat documentul, că toți locuitorii Copoului aveau câte un informator și erau pagini întregi incredibil da. pentru cartierul cu tare, cu tare. deci fiecare locuitor nu fiecare bloc de locuințe, indiferent că era o gospodină sau un om care lucra. Spui instituție. la un moment dat, Ioana Diaconescu, în alt capitol la care vom ajunge, dar citez pentru că e valabil peste tot. Spui așa la un moment dat, în comentariile tale, care sunt neprețuite, pentru că, precum Am ai cind făcut cind în tăia, celelalte da. cărți, ai publicat documentele efective, însoțite de comentarii extrem de precise și de important ca să le înțelegem uh, cum trebuie. Spui, măsurile luate de securitate sunt cu mult mai severe în județul Iași față de alte județe da. din țară. Da. De ce? De ce? Pentru asta. că în primul rând că zona Iașului nu numai orașul. Zona Iașului a avut ce are și cum are și acum a avut o tradiție o parte conservatoare, dacă vrei, a oamenilor, intelectualilor mai ales, care formeau și, formau și formează și astăzi o pătură, că lucrurile astea nu se știu, și care nu renunțau din principiu la, cum fusese reeducați și așa mai departe. Ei nu se aliniau, nu se aliniau noilor uh, directive, mai degrabă în câmpie, în coace, unde erau aduși, știi că se făceau schimburile la, la câmpie, acolo era o populație stabilă. Și astăzi este aceeași mentalitate de a păstra esența, de a-mi păstra cultura, de a-mi păstra rațiunea, de a-mi păstra libertatea. Este și un ADN istoric, Un adevăr ADN istoric, uh, da, al da. unor evenimente istorice anterioare care au marcat în special această zonă. Și atunci eu zic că, prin contaminare, muncitorimea care a venit a fost mai vocală, mai, de exemplu, în aceste două combinate pe care eu nu degeaba le dau. Ei erau atât amar de muncitori, erau cât niște orașe. Atâta de amar de muncitori erau angajați. Ei nu erau supuși deloc. Chiar după 65, imediat când se se șurubul, ei nu erau deloc pregătiți să se supună unor aberații. La început au crezut că o să fie așa, însă foarte repede lucrurile se degradează. Pentru că și utilajele se degradează. Asta e că țara nu poate susține material ceea ce vroia să facă. Da. N-aș absolutiza neapărat și cred că nu este bine să absolutizăm această diferență, să zicem, a zonei Iașului în raport cu restul țării, pentru că... După cum știm, au existat fenomene de revoltă, fenomene de coagulare, fenomene de manifestare a nemulțumirilor, atât refer... în planul intelectual cât și muncitoresc și în alte zone. Nu, 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 eu sunt de acord cu Doar mea, asta spun să eu nu absolutizăm nu, în mod Eu, eu nu absolutizez, eu nu mă refer la ceea ce ai spus care este așa și bineînțeles că da. le știm. E vorba de supravegherea, de era foarte multă ofițerime și era foarte mare atenția, da, am încheiat, măcar așa în linii mari, capitolul acesta al, cum spun, ebuliției din lumea industrială, care deja data de an bun de peste un deceniu, da. ca atare. Mai există un fenomen, iarăși despre care se știe puțin, adică oamenii obișnuiți ca noi și cei care ne ascultă probabil știu puțin despre faptul că deja de la începutul al lor 80 exista un fenomen la Iași al tracturilor, al înscrisurilor, al o, manifestelor, nu se cum s-ar spune. Eu am aflat din dosar. Nu se știe. Eu am aflat când am văzut cazurile. Nu le știu. Așa. Nu, nu știam. Uh. Ca atare, tu acorzi un capitol acestei, acestui aspect foarte important, care da. se numește obiective, obiectivele da. supravegherii, se subînțelege, abilul și, și voiajorul. voiajorul. Acestea erau numele de cod, sau cum se spune, de pentru... Cod de obiectiv, deci de cod cei de obiectiv. urmăriți, acești doi, dacă nu fi fost același, că ai văzut până la urmă, nu s-au lămurit, nu l-au prins. Manifeste împotriva regimului politic. Da, o să citesc aici un fragment dintr-o notă pe care tu o publici. În conformitate cu ordinele Direcției Securității Statului și ale Unităților Centrale de Linie de a se întreprinde măsurile ce se impun pentru identificarea înscrisurilor anonime care fac obiectul cazului Abilul, după redifuzările, respectivelor înscrisuri ce au avut loc în orașul Iași în luna septembrie 1982, subliniez 1982, periodic cazul a fost analizat de către conducerea inspectoratului cu participarea șefilor compartimentelor informativ-operative, stabilindu-se măsuri pentru executarea cărora au fost antrenate toate cadrele inspectoratului nostru. Pe lângă exprimarea tipică, pe lângă stilul acesta la granița ridicolului, al uh, acestei note de serviciu, ca să spunem ca în așa. Toate erau la înțelegem că acest fenomen al înscrisurilor, al manifestelor care apăreau și dispăreau ca din neant, uh, era vechi. Da, sigur. Deci de la începutul alor 80 și nu nu i se dă de capăt. Ce este deci cu acest uh, abilul sau acest voiajorul urmărit în uh, felul acesta? În septembrie 1983, mai spui, cazul abilul este reluat și cercetat și disecat la sânge toată suflarea de pe întreaga raza municipiului Iași va fi supusă cercetărilor. Din ceea ce am citit și am aprofundat, am citit de foarte multe ori acest caz, da. care devine pentru mine și pentru mine destul de misterios, pentru că ei nu l-au prins sau nu i-au prins, pentru că amândouă sunt pe același tipic. Uh -huh. Pentru mine este uluitor ur următorul lucru, că ei reușeau, sau el reușea, să pună, de exemplu, într-un tren întreg care circula între București și Iași, în toate compartimentele, manifeste, trenul se umplea de manifeste. Deci era cumva cu acceptarea conducătorului de tren, a celor care mergeau cu trenul. Nimeni nu a scos vreodată o vorbă și au fost anchete, au fost anchetați și șefii de gară și șeful de tren și cel care rupea bilete și așa mai departe. Nu știm, n-am văzut. Pe urmă, rapoar... Deci până la urmă acest distribuitor de manifeste nu, nu este identificat. Știi. La un moment dat au desfințat o stație de tramvai pentru că un grup întreg de elevi, asta e foarte tare, un grup de elevi mici. Într-un tramvai au pus manifeste și până au fugit. De aici au dat seama că, ele, că se de la școala aceea și-au desfințat stația de tramvai ca elevii din școală să nu se mai urce acolo. Interesant asta și cum spun și perioada, deci începutul anilor 80, în fond și Radu Filipescu în București a distribuit manifeste. Radu a avut noroc, că numai atâta spun, da, Radu a avut noroc să nu fie condamnat la moarte și executat, pentru că Prea s-a aflat și s-a auzit altfel, Radu nu avea viață. Și el și-a riscat viața cu bună știință, chiar a vrut. Absolut. Așa. Dar, ca să revin la Abilul și voiajorul, e important ce vreau să spun. În rapoartele lor ei spun așa, nu reușim să-l identificăm. Pare să fie cineva care nu știe prea multă carte. Scrisul este un scris unui om, unui om simplu pentru că este un scris de mână. E o persoană care nu este salariat pentru că are timp să circule. Deci, ei surprind niște caracteristici pe același tipicul îl urmăresc și pe celălalt. Celălalt fiind același. Tip de personaj. Faptul da. că ei au pus ani de zile și 10 ani. Asta în, e de subliniat, da? Au, au, au pus, nu numai în zona moldovenească, ci și între București ci, și Iași, și între București și Cluj, și au pus aceste manifeste care circulau cu trenul și despre care noi nu știam nimic. Știam Evident că nu știam. Dar în anii cei mai grei, după 81-82, lucrurile stăteau amarnic. Iată că este un subiect nelucidat că acești oameni au existat și că se pornise la o luptă fățișă cu sistemul prin manifeste politice, fiindcă nu se cerea pâine așa. și uh, mâncare, așa se este. cerea libertate. Spui tu aici într-un comentariu deci referitoare, referitor la această perioadă de după 1980, când într-adevăr dictatura ceaușistă a atins apogeu, a atins culm greu de imaginat spui așa în studiul documentelor pe această temă, începând cu acesta de față, referitor la Abilul, la aceste personaje misterioase, se constată înăsprirea rapoartelor privind măsurile împotriva cazului Abilul, denumit cu acest nume de cod de obiectiv, care privește răspândirea de manifeste cu proteste vehemente împotriva dictaturii, a, a regimului, regimului politic. politic da. Aceste proteste scrise au circulat în regiunea Iași vreme de mai mulți ani, în trei etape da. menționez Ioana, 1979, 1980, 1982 și Le iau în fine mai fiecare. departe pe perioade. Deci, iată, iată sunt câțiva ani în care Foarte circulau interesant. aproape liber. Uh -huh. Vreau să mai punctez o dată ce am spus la început. Deci eu mă refer la cazul Iașului, ieșit din comun prin supravegherea total exhaustivă. Totală. Și este important de știut că ruparea asta a securității, în partea asta, și caietele de la final, arată că erau numai grade da. superioare de la general, maiori. Nu vedeai grade intermediare. Mm -hmm. Elita, deci erau, crema elita, securității. Asta era, era exact problema acolo. lui Iulian Vlad primită de la Ceaușescu. Da, da. Asta este clar. Deci, ea a fost supravegheat pentru că marile instituții industriale, marile industrii erau cu Cugu a fost mândria lui Ceaușescu. E opera mea. Eu fac cel mai mare combinat de utilaj greu din țară, în care făceau și arme, și tancuri, și cupole, și tot ce vrei. Deci, de ce era supravegherea mare? Mult mai mare. bazinul, bazinul de pericol social, era, era și el de extrem era și el de extins. extins. Dar la ce ai spus, Adineaur, vreau să-ți spun un lucru extrem de important. S-a mers până într acolo încât. În casele oamenilor, orice gest, de exemplu, un copil arunca o petardă pe geam de Crăciun, uh -huh. se făceau rapoarte, îl luau pe tata la securitate, îl arestau, îi făceau percheziție, îi scotoceau toată casa niște chestiuni care țin de practica anilor 50, se revenise, deși se spunea că în timpul lui Ceaușescu gata, nu mai este pedepse politice, nu se mai încarcă cu politic, decât penalii care fac nu știu ce. Ioana Diaconescu, am vorbit și cu alte prilejuri în discuțiile noastre despre această falsă cezură între regimul comunist până la Ceaușescu și regimul nu. comunist E după preluare. Ceaușescu sau în timpul lui Ceaușescu, mai precis. No, este preluare. o mare eroare Sigur de a da. face această fractură și de a nu privi regimul comunist din 45 până în 89 ca un întreg, evident cu etapele lui, cu metamorfozele lui, cu un filon conducător unic. Care nu a făcut decât eventual să schimbe niște elemente de suprafață. Directiva era aceea. Eu, eu deja am, am, am tras, am mers mult și am marcat această industrializare a României de la care au pornit îngrozitor de multe lucruri, că a cea categoric. mai mare parte a, a oamenilor, nu a populației, a oamenilor. Dar Vasile Paraschiv, Vasile Paraschiv nu, este da, reprezentant da, al acestei categorii, cazul, cazul emblematic, cazul, emblematic da. sigur, da. Vreau să notorio. spun că în 65, 64, 65 deja, să nu uităm Gheorghiu, deci... Industrializarea țării, eu am citit broșurile alea, le-am recitat din nou. Ți se face părul măciucă. Păi ce au a avut de -a gata. Singurul lucru pe care l-a adăugat era boala, boala lui, megalomania de a face lucruri enorme, fără precedent, cu mult, cu mare, cu înalt, cu așa, cu total, cu și autarhia asta care deja ne-a distrus, pentru că noi rămăsesem fără piețe de desfacere și el vroia numai în țară totul, totul problema este de la începutul regimului comunist. Eu zic mai devreme de la intrarea armatei roșii în 1944. Da, așa, da. Euana merge mai departe, cum volumul este substanțial, iar aceste capitole care se succed au o logică. Da. Deci am văzut lumea industrială, am văzut aceste dosare privind aspectul acesta al răspândirii de manifeste care a fost un fenomen foarte pregnant în, în zona Iașului. Și mai există un capitol asupra căruia ne vom opri acum, care este esențial, obiectiv, artă și cultură. Despre felul cum era supravegheată intelectualitatea, lumea culturală ieșeană despre care pomenita din aur. Iată, deci, obiectiv, artă și cultură. Spui în introducerea acestui capitol ceva foarte interesant. Spui așa... La 8 mai, de altfel, la 8 mai 1985, toate inspectoratele județene de securitate din țară primeau o radiogramă din partea șefului Direcției I a Securității Statului, generalul major Aron Bordea, dirijat la rândul lui de Iulian Vlad, după cum vom vedea mai departe, cu ordinul de a porni ofensiva informativ-operativă asupra cenaclurilor și cercurilor literare din țară. Incredibil! Cenaclurile și cercurile literare din țară deveniseră un obiectiv identificat ca fiind ostil da? regimului, Sigur, da. dar identificat ca fiind ostil așa, din principiu. Din principiu. <laughs> nu neapărat deci, dintr-un motiv. Existența lor nu însemna o evoluție culturală, nu, ci însemna da. ostilitate și gândește-te cum ce îngustă era vederea. Ce îngustă era mintea și în același asupra timp, lucrurilor, În același timp, ce directive primeau, că ei, da. să știi că Iulian Vlad nu se executa fără directive de la Ceaușescu. Eu am Mim. mult mai multe documente decât am publicat. Eu am citit niște lucruri incredibile. Iulian Vlad nu transmitea decât ce primea direct de la Ceaușescu. Și astea sunt directivele lui Ceaușescu, de fapt. Sigur. Pentru că deja dictatura personală era instalată, ce mai, în orice caz, în perioada asta de care ne ocupăm în mod special în această carte. Deci, viața acestor cenacluri literare era văzută ca un pericol. De ce? Pentru că aici a activau oameni care gândeau, oameni care citau, oameni care se informau, oameni care puteau, la o adică, să apară cu probleme. E important să spunem că se întâmplă asta între anii 70 și 73. Nu uita că în 71 s-au fabricat tezele din iulie. Deja era un punct de vedere foarte neostalinist, cum se spune, restalinizarea culturii, s-a spus despre aceste teze da. din Iulie, și atunci se gândea așa cu privire la cenaclurile literare care puteau să emancipeze cultura și oamenii din jurul din jurul acestor cenacluri Sigur oricare ar fi da. fost ei și în acest sens iarăși te citesc pe tine dintr-un comentariu, facem acest dute vino Sigur, pentru că textul din carte este totuși foarte important ca atare, spui așa dacă în alte județe ale României erau vizați participanți la cenaclurile literare indiferent de vârstă în cazul Iașului erau îndeaproape urmăriți și se acționa în consecință mai cu seamă asupra tinerilor participanți da. studenți, muncitori și chiar elevi Chestiune semnificativă în cadrul represiunii culturii viitorului. Se oprea astfel din fașă evoluția unei literaturi posibil libere de constrângeri și impuneri politice. Da. niște ținte perverse, de fapt, își punea acest regim în această activitate de supraveghere, de reprimare, de intimidare. De fapt, era un întreg context și psihologic, și, nu? Și mai e ceva, creau. îngrijorarea era pe emanciparea care aparținea. Tinerilor, tinerilor, care puteau gândi occidental și strica ceea ce se făcuse mai devreme în cenaclul respectiv. Dar revin, cenaclurile nu puteau să fie conduse decât de ofițeri de securitate. Deci, Asta e foarte cel important care de Cel care conducea cenaclu da. chiar printre scritori și unul e dat în clar, un nume nu contează, erau ofițeri, nu informatori. Ii trebuiau să intre în circuitul securității. Asta nu s-a mai întâmplat nicăieri. Cenaclurile Sigur. literare la vârf la vârf, La vârf. Sigur. deci conducătorul cenaclului era ei, omul lor, ca ei, să spun asta așa. Nu, eu am citit toate astea, artă, cultură, da. 52 de volume. Nu a mai existat așa ceva în țară. Chiar mm -hmm. cenaclu de lunea lui Nicolae Manolescu, care după aia a fost transformat în cenaclu de, din tei și care avea informatori cu duiumul, nu avea. Așa ceva, nicăieri n-a fost... La vârf era lăsat nu, totuși Nicolae totuși, tot, sigur că da. Da, foarte interesant. Aflăm de asemenea din aceste pagini, din acest substanțial capitol că Emil Brumaru da. a fost unul din scritorii ieșeni care a coagulat da, în jurul lui asemenea tineri dornici de libertate de expresie e... și de literatură adevărată. Și da, era, dar, în vizorul, era în vizorul, vizorul organelor. Pentru că mai degrabă ca și prietenul sau... nostru, Mihai Ursache, Ioana, despre care da, am vorbit acum da. câteva luni, de... referitor la volumul pe care l-ai publicat de curând, da. Mihai Ursache, în activele da. Sunt, Sunt lucruri importante, Marina. Această represiune a culturii și a tinerilor și a emancipării trebuie mereu reamintită pentru că se poate înțelege. Mai puțin sau deloc? Și atunci, chiar ce literare, trebuie să pomenim de ele. Te-aș te întreba într-o mică paranteză, înainte să trec la alt punct pe care îl consider important. Da. Înțelegem clar, supravegherea aceasta, mai ales în ultimul deceniu, dar și înainte de ultimul deceniu ce au șist, era totală. Acești oameni erau conștienți de halul în care erau supravegheați și urmăriți, mm. sau de fapt ei nu știau? Păi, da, nu, nu știu, eram nimic. Cu, printre ei, habar, nu aveam. Noi ceam că sunt prietenii noștri, pentru că să știi un lucru, securitatea alegea oameni foarte inteligenți, dotați, uh, uh, care aveau un anumit grad de rafinament și care aveau talent teatral. Da, se prefăceau foarte bine și atunci ei reușeau să adune o mulțime de informații pe care le predau mai departe, în scris. Despre scriitori, și e adevărat, și la București, unde am fost eu martoră, și am fost printre colegii mei, cei tineri eram. Erați supravegheați? Sigur că da, în permanență, peste tot, peste tot. Peste Asta tot. însă aflăm acum. Asta aflăm acum, atunci. Și, -și ne, ne îngrozim. Da. Se sparie da. gândul cum da, eu care Deci să... lucruri care se întâmplau acum 45 de ani, să spunem? Da. Ne da. îngrozesc astăzi când le aflăm și nu ne vine să credem că nu știam de ele. Eu, când am intrat în arhivă am crezut că voi găsi documente cum toți eram împreună în această luptă. Și când colo am descoperit că eram unii care în care alții, la fel ca noi, egalii noștri ca talenți, ca frumusețe, să zicem, spirituală, erau de partea cealaltă. E o traumă, cel puțin, pentru mine. Da. Și nu da. e singura. Mulți delatori. Da mulți de da. De altfel, și în cazul evenimentelor în cazul mișcării de revoltă din 14 decembrie la care o, vom ajunge, că da. înțelegem că tot o delațiune practic a dus la mai demantelarea multe. A... mai multe, erau mai multe planului. Da, o să da. spun, da. ajungem și acolo, acolo, trebuie să însă, să ne grăbim, să menținem un ritm. Ioana Diaconescu, ca să nu ratăm. Într-adevăr, o lume orwelliană reiese din această carte. Reamintesc titlul ei, Revoluția ascunsă, Iași, 14 decembrie 1980. 39, premise și declanșare. Este un adevărat studiu de epocă, un studiu pentru documentarea specialiștilor, dar și bun de adus la cunoștința oamenilor dornici să cunoască lucrurile mai îndeaproape. Lume orueliană, la un moment dat, într-un proces verbal din această într-o notă de lucru a organelor de securitate, se spune așa: munca informatorilor să se desfășoare în flux continuu, o ca șaie. la fabrică. 3-4 întâlniri zilnice, perfecționarea instructajului de preluare informației, legături impersonale. Ce ți spus deci, iată ce directive, Așa. ce obsesie Așa. de a acoperi totul, de a cuprinde, de a prinde în tentaculele astea absolut tot ce mișcă. Da, da, da. R Rapoartele, la un moment dat, la final, scriau, uh, în ziua de Cutare a făcut Cutare. Noaptea a fost liniște. Deci, mm -hmm. 24 de ore din 24. Și noaptea, dacă da. nu mișcă ceva. Da. Acum țin neapărat să mă refer la un alt aspect aici, tot dintr-o notă din asta extrem de amplă către Ministerul de Interne, Direcția 1, Serviciu 5 București, da. în care la pagina 206 Ioana avem o listă pe care trebuie să o citesc, pentru că deja ea ține de umorul involuntar, ține de această realitate care depășește ficțiunea și care coboară direct din Ilf și Petrov, în opinia mea. Este pur și simplu o listă de sancțiuni Atribuite, mă rog, alocate anumitor persoane indisciplinate în front. Se spune așa: până în prezent n-au fost obținute date din care să rezulte că persoane din problema artă-cultură da. intenționau să inițieze acțiuni de protest ori șantaj politic în scopul rezolvării nemulțumirilor personale. Activitatea de prevenire în perioada la care se referă prezentul raport a fost în schimb realizată prin următoarele măsuri o avertizare, 3 atenționări, 4 influențări pozitive, o destrămare de anturaj, 16 informări trimise organelor de partid, 32 semnalări la conducerea instituțiilor de cultură, 5 semnalări la organele de miliție, 3 prelucrări de acte normative, 6 controale pe linia legii 23 din 71 și HCM 19 din 72 și 4 avize negative. negative. Această listă în sine, Ioana Diaconescu, suntem oameni de litere amândouă. Este în sine o, o capodoperă de umor negru, de, cum spun, umor involuntar, de ficțiune în realitate. Pentru că ei plusau, ei trebuiau să dovedească da. cu ce se ocupă. Eu tot timpul am spus, dacă n-ar fi tragic, ar fi comic. În spatele acestor caragioșenii, dacă vrei... Se ascund tragedii pentru că, Simur. de exemplu, șase controle pe linia legii 23 din 71 se putea solda cu închisoare. Patru avize negative însemna că tu, ai să zicem, mai terminat facultatea cu nota 10 și nu ai voie să fii angajat nicăieri sunt chestiuni pe care Dramatic în ele sunt dramatice în fond ai dreptate să subliniezi asta listarea pe care am spus-o are parte ei de tragicomic de, I de absurd i i i dar un... ea ascunde de fapt dar ce spui dar iată un absurd, zice pregătirea contrainformativă înaintea plecării în străinătate a trei grupuri, totalizând 250 de persoane îți dai seama cum erau adunate ea la securitate și li se făcea o pregătire că ce trebuie să facă? Asta mie mi se pare comic, dar pe de altă parte încercăm să demonstrăm ce însemna această plasă. Într-adevăr, oricum am abordat toate aceste lucruri, Ioana, și omenește, și istoric, și social, oricum le-am luat, ne cutremură și a posteriori ne cutremură și în măsura în care înțelegem că de fapt știam mult prea puțin din ceea ce ni se întâmpla pentru că poate și tu, poate și eu, poate și alți prieteni ai noștri de aici din București sau din alte locuri trăiau și cu siguranță că așa era. Trăiau în aceeași plasă, ca niște o, da, peștișori da. prins într-un năvod. Știi că mă gândeam totuși că așa ne-am păstrat mințile în cap, pentru că dacă noi am fi sesizat măcar Evident. 10% de din ce ni se întâmpla, nu cred că am fi reușit să ne păstrăm un echilibru. Așa este, așa este, pe de altă parte. Trecem mai departe. Ultimele două segmente, să zicem, ale acestui capitol pe care îl redactez și îl documentez Ioana Diaconescu în volumul despre care vorbim, este și el foarte important. Se numește Două caiete holografe dinaintea declanșării, care n-au apucat să fie transcrise sau bătute la mașină și așa mai departe, acoperind perioada, o perioadă critică februarie-decembrie 1989. 39. Unde ai găsit aceste caiete și cum a fost descoperirea lor? Eu primeam documente, deci doamna Elena German de la Arhivă, care este specialistă extraordinară, în cele din urmă, eu tot spunând, mai simt nevoia că mai e cei cu finalul, cei cu finalul. Și atunci mi-a zis doamna Diaconescu, v-am adus de la Popesle Orden, de la Arhiva noastră, v-am adus două caiete olografe. Ele nu erau un arhivă la noi aici, la Genesas. Și astea deci au pe fost... Deci pe care probabil nimeni până la nimeni tine nu le-a citit. Păi, dar, cu siguranță. adică. Dar niciun document din ce vezi aici nu da. le-a citit nimeni. Dar astea nimeni nu le-a citit. În aceste documente holografe, după cum spunem, apare iarăși obsesivă problema acestor înscrisuri. Se spune aici, iarăși, într-unul din documentele acestea olografe, problema înscrisurilor cu conținut ostil uh -huh. este subliniată ca fiind esențială. E o listă, iarăși, de măsuri, direcții de acțiune, informațiile da. să aibă caracter anticipativ, previzionar, evoluția stărilor de spirit. Să cunoaștem stările de pericol, măsuri de completare a potențialului informativ, planificare par exactă, parcă n-ar fi fost destul de organizat și de clar. Cel puțin o dată pe lună ofițerii de securitate să se deplaseze în comune, pe tarda, acțiune prioritară pentru întregul aparat de securitate. Continuă să se difuzeze în scrisuri. Problema în scrisuri apăruse la ei prin sfârșitul anilor 70, și noi deja suntem în 89, și tot nu reușiseră să vadă ce și cum. Da. Ceea ce pe mine spun mă face să cred la un moment dat că era un grup întreg care știi se își pasa, pasa, pasa sarcina tocmai ca să nu fie depistat unul singur să umble. Asta vreau să spun că sunt câteva chestiuni, vezi, Petarda Arcul, sunt câteva formațiuni despre care noi nu știm, în diferite instituții de desen tehnic sau nu știu ce, nu spune ce. Dar asta spune că era o adevărată mișcare, creată. era o stare, Era o stare, era o stare. generală Ei încercau de, încercau să se organizeze și să acționeze, cumva logic, împotriva acestui regim. Și caietele astea demonstrează acest lucru că în 89 deja chestiunile avansau rapid spre revoltele, revoluțiile din toată țara. La sfârșitul acestui capitol referitor la aceste documente olografe, spui iarăși foarte bine, Ioana, oricât de multe documente ale declanșării Revoluției Române de la Iași ar fi distrus fosta securitate chiar dacă documentele arestării, încarcerării și condamnării celor care, fără drept de apel, au gândit și au alcătuit prima mișcare politică organizată împotriva dictaturii din România, cele ce au rămas în aceste ultime două caiete cu conținut holograf, susțin și reflectă, prin rapoarte și dări de seamă, ultimele momente de viață ale monstrului muribund, care era în fatidicul an 1989, comunismul în România, țară cu cea mai târzie revoluție din toate țările fostului lagăr socialist și cu cea mai însângerată posibilă revoluție. Monstrul își dăduse ultima suflare, cerând jerfă umană. Această încheiere a contribuției tale în acest volum este absolut fără drept de apel, într-adevăr, și perfect adevărată, Ioana Diaconescu. Spui, deci, aici că. Prima mișcare politică organizată împotriva dictaturii din România a fost aceasta de la Iași, despre care vorba în partea a doua a volumului la care ne referim și în care are o contribuție Casian Maria Spiridon, unul din liderii acestei formațiuni. Ce s-a întâmplat de fapt acolo cu acest grup organizat care a dorit de fapt să... Înlăture este regimul. foarte, e foarte interesant și m-a impresionat părerea mea este că ei au reușit să gândească tehnic. Ei erau fie ingineri, fie tehnicieni, fie muncitori de fabrică. Și atunci, structural, ei puteau să gândească orice din preajma lor altfel decât oamenii cu alte profesii. Mai tehnic. Mai tehnic. Și atunci, încet, încet, au început să se gândească. Inițial, ei și-au luat modelul celor din Basarabia, care erau mai curajoși decât noi și care o duceau atât de rău și vroiau atât de mult unirea cu țara, încât și-ar și -ar fi dat viața bucuroși pentru uh, descătușare. Ei Te opresc deja, aici, da. că merită să-l cităm pe Casian Maria Spiridon din Sibur. acest capitol intitulat Nașterea și dezvoltarea a, uite, a mișcării, aici, da, 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 da. Da. în care spune așa, în august 1989, deci în august, Limba și grafia latină își reintră în drepturi în Moldova Așa, de peste plus, e da. vorba de Moldova sovietică, după mai bine de 40 de ani de lumină siberiană. Frontul Popular din Moldova era organizația care reușise să coaguleze toate forțele naționale într-o afirmare a ființei românești împotriva unui imperiu cu o mentalitate spun, tipic da. medievală. Aici era o mișcare de tip naționalist, dar care evident că implicit era o mișcare antitotalitară Antitotal, din titlitar. spațiul sovietic. Da, da, sigur. da, Se dă o importanță și din acest punct de vedere al influenței și al suflului pe care această mișcare din Moldova sovietică l-a transmis din Coace de Prut în Moldova. Leonida Alari, inițial... O știu din 80, mi-a povestit despre ea, Grigore Vieru. Leonida Alari scria poezie mistică. Ea a avut, a avut foarte mare curaj și contribuție la acest front popular, crearea frontului popular, de ce consider important asta? Ca a plecat de la un scriitor care n-avea niciun interes de niciun fel, decât eliberarea spirituală de sub bolșevism. Leonid Lari era Leonida la originea Lari. acestui front popular. popular Sigur, ea a avut niște discursuri, dar, mă rog, nu se mai vorbește despre ea, nu știu, dar nu contează. Ea a avut după aceea, din câte știu, un traseu politic a românească de ce? un pic Știi de ce? Pentru că i-a păcăl păcălit Adrian Păunescu pe amândoi. Da. Nu știi că s-a băgat, ei erau naivi, ei nu știau ce se întâmplă, dar Leonida inițial, înainte să ajungă în România după 89, era extraordinară, adică ea a ieșit cu un discurs, eu l-am văzut, am rămas, am zis, ăștia scot mitralierele și trag în ea. Dar ea vorbea despre eliberarea spirituală a poporului din România moldovenească, din România basarabeană. După aia s-au pierdut. Însă este important de spus: curajul ei a contat pentru Moldova, care era la doi pași. Asta susține și Casian Maria Spiridon: recunoaște, cum spun, acest suflu, această energie care venea de acolo. Și, deci, revenind, Ioana Diaconescu, acești oameni, acești intelectuali, dar din domeniul, majoritatea din domeniul tehnic, inginer da, și așa tehnic. mai departe, s-au organizat și într-o formațiune, bineînțeles. Păi, clandestină. Când ește, ei, clandestină. -au, au zis așa, eu. Mai anunț încă doi, dar nu-ți spun ție, deci erau trei câte trei. Spui bine, pentru că, iată, citim și aici, spune Casian Maria Spiridon, structura noastră organizatorică a avut la bază legile conspirativității, legi da. puțin cunoscute de majoritatea celor implicați. Da, legile conspirativității, dar urmează să-ți spun că în interiorul grupului, spuseseră chiar ofițeri de securitate transformați în... Și băgați în fabrică ofițeri sub acoperire Din cauza asta mișcarea n-a avut loc Nu s-a umplut piața Deci practic ei au fost da, cozile de topor Sigur că da Dar au fost naivi aceștia să creadă că nu vor fi de deconspirați Chiar dacă ei au zis că dacă fac așa Unul spune numai la doi Și așa mai departe nu se va afla Deci a fost prima mișcare pentru înlăturarea orânduirii socialiste A fost o acțiune de masă cu care plănuită, plănuită a fost o structură organizatorică cu legile conspirativității la bază, că ele s-au distrus din cauza lucrurilor de care am vorbit de altceva. Plus că ea a fost o mișcare anticomunistă care a avut la bază partidul ăsta, care era un partid politic și care l-au numit după Basarabia Frontul Popular. Stai Frontul aici... Popular Român. Spune aici, deci, și Casian Maria Spiridon. Poate singura mișcare gândită ca acțiune strict revoluționară, prin care se cerea înlăturarea urâduirii socialiste și câștigarea, în primul rând, a unor drepturi politice, a fost acțiunea eșuată, cei drept. Pe păi sigur că a fost total eșuată. Apare aici ca document, chemarea către toți românii de bună credință, așa s-a numit manifestul acestei mișcări de la Iași, în care se enumeră revendicările, motivele pentru care oamenii sunt chemați să participe la această revoltă. Stă da. în puterea noastră, se spune aici și numai a noastră să ne eliberăm de cel mai odios jug pe care l-a avut vreodată țara noastră. Într-adevăr, ținând cont că un asemenea document apare înainte, deci la începutul lui decembrie da. 1989, este remarcabil. Îmi aduce aminte de proclamația, proclamația de la Timișoara, Timișoara într-un fel. Că da. Mișcarea concretă la care chemau organizatorii era, de fapt, preconizată în mai multe trepte, dacă uh -huh. am înțeles bine. Sigur. Prima întâlnire programată pentru 16 decembrie, ulterior s-a schimbat în 14 decembrie, dacă da, am înțeles bine. Da, da, așa este. O următoare întâlnire mare populară în Piața Unirii în 23, 23 decembrie, decembrie ca să vezi. Și încă una în 30 decembrie, decembrie la ora 18. Da. Deci cam asta era planul lor. Aveau Ei nu știau că vor fi depășiți de istorie cum a eșuat această tentativă. Ieșind în piață aceștia, așteptând, deci lansând aceste manifeste, că au, a fost o, o muncă întreagă și au, au lucrat foarte serios pe chestia asta, ei s-au trezit deodată cu toată piața, dacă poți să să-ți închipui. Deci piața Unirii din Iași era total blocată, oamenii nu aveau pe unde să intre în piață. Mi-a spus și un fost student, zice, vreau să intrăm, îi vedeam și simțeam că, că, că o să li se întâmple ceva, ei au rămas acolo în mijloc, au venit trupele de securitate și a arestat. Adică trădaseră din greu. Zia a închis, i-a arestat și, foarte pe scurt, am să spun un lucru extrem de important. Ei au fost judecați pe tipicul în anilor 50 de procuratura militară, pentru că procuratura militară, ca și vechile tribunale militare, erau singurele care puteau să condamne la moarte prin trădare așa cum au fost și ei, sau la muncă silnică pe viață erau pedepse politice foarte lungi. Au fost arestați politic, ceea ce în România se spunea că nu mai există, s-a constituit un lot. Eu m-am gândit imediat la lotul noi capilat și lotul rugu a prins. Ei au fost 16 oameni, lotul de la Iași. Au stat o săptămână și au fost eliberați numai în momentul în care Ceaușescu a plecat, pentru că acolo ar fi fost fie uciși, fie condamnați la moarte, deci ei sunt eroii primei încercări politice, logice, cu constituirea lucrurilor de care am vorbit adineauri, asta s-a întâmplat la Iași. Este trist însă că reiese din mărturiile tuturor și din toată informația pe care ai adunat-o și tu, că eșecul acestui prim episod al manifestației se datorează de lațiunilor din interiorul Absolut! grupului. Păi, ca... Aici rămânem noi deficitari, Ioana Diaconescu, noi românii. Istoria trebuie Istoria văzută se răm... privit așa cum este, nu cosmetizată, nu. trebuie văzute lucrurile și bune și rele, așa Sabur. cum sunt. Pentru asta public documente, ca astea nu pot fi contrazise. Ioana Diaconescu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune pe care, cum spun, am dedicat-o comemorării celor 30 de ani de la Revoluția Română. Mai avem multe de făcut ca nație, ca țară, ca să merităm jertfa de sânge de atunci. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Vă doresc toate cele bune. La revedere!